Invitat în emisiunea La Subiect, difuzată de 1TV de Vahune, Doreanul Iuliu Winkler, eurodeputat PPE-UDMR, a abordat câteva dintre problemele stringente care se dezbat în Parlamentul European. Europarlamentarul a precizat că noile directive ale Bruselului sunt digitalizarea și energia verde, la primul capitol ajungându-se la sistem. Suntem acum într-o perioadă foarte interesantă la Bruxelles și anume în perioada în care planurile naționale de redresare ale țărilor au fost aprobate în mare măsură, încă nu toate, dar majoritatea lor. Majoritatea țărilor au intrat deja în execuția, în implementarea acestor planuri de redresare și știți că există două idei sau două direcții principale pe care Uniunea Europeană a conceput să realizeze ieșirea din criza economică, și anume, una este digitalizarea, cealaltă este sustenabilitatea, deci economia verde. Acum, dacă digitalizarea este un subiect necontroversat, pentru că avem nevoie de economia digitală, avem nevoie să ajutăm firmele, inclusiv IMM-urile. În schimb însă, în Parlamentul European sunt discuții aprinse în ceea ce privește introducerea energiei verzi, Iuliu Winkler opinând că unii oficiali de la Bruxelles se grăbesc în această chestiune. Eurodeputatul Hunedoran a precizat că se impun niște termene extrem de urgente, iar în țările din Est, care nu sunt foarte avansate la acest capitol, este greu de implementat o astfel de strategie. Dincolo la Pactul Verde, acel așa numitul Green Deal, care se materializează prin cele 13 măsuri cuprinse în acest proiect Fit for 55, pregătim reducerea cu 55% a emisiilor, aici lucrurile sunt mult mai complicate și sunt complicate pentru că se pare că oficialii de la Bruxelles se grăbesc, ne împing pe noi în Parlament cu termene, trebuie să adoptăm repede, trebuie să facem repede, trebuie să amendăm repede. O parte dintre noi în Parlamentul European, și eu mă bucur că aici este cumva și un fel de colaborare, măcar mutuală, între europarlamentarii din România, venim și spunem, stimați colegi, festina lente, grăbește-te încet. Nu te arunca cu capul înainte până când nu ai făcut toate studiile de impact asupra consecințelor deciziilor tale. Pentru că ce se poate face în Suedia astăzi, probabil că nu se poate face în România. Ce se poate implementa în Belgia, probabil că nu se poate implementa în Bulgaria. De asemenea, statele membre ale UE nu se înțeleg nici pe tipurile de energie verde ce ar urma să fie folosite. Iuliu Winkler a dat exemplul centralelor nucleare, incluse la capitolul producătoare de energie verde. Europarlamentarul PPE-UDMR de Hunedoar a dat exemplul Germaniei și a altor state care nu dețin centrale nucleare, care se opun acestui tip de energie. De partea cealaltă se află un grup condus de Franța și în care se află și România, care agrează energia nucleară în condiții sigure pentru populație, rezultatul acestei dispute ideologice fiind greu de anticipat. Eu de multe ori, în multe cazuri, văd și o luptă ideologică. Adică, vă dau un exemplu și s-a vorbit foarte mult în ultima vreme în România despre situația energiei nucleare și care este viitorul energiei nucleare în Uniunea Europeană. Sunt două grupuri de țări. Un grup de țări în frunte cu Germania spune că trebuie să oprim, să eliminăm energia nucleară, să oprim reactoarele nucleare. Germaniei s-au alăturat o serie de țări, multe dintre ele care nu au centrale nucleare. Păi e sigur că e foarte ușor să fii împotriva energiei nucleare când tu nu ai o centrală nucleară în țara ta. Energia nucleară este o energie sigură, este o energie, o formă de energie ieftină, este o formă de energie care e verde, deci nu produce emisii de CO2 și înseamnă categoric că dacă nu luăm în considerare argumentele economice, ci numai pe cele ideologice, suntem pe o pistă falsă. România aici este într-un grup de state condus de Franța, practic, care promovează utilizarea în viitor a energiei atomice sigure, cu mai multe elemente de securitate, cu tehnologii foarte bine cercetate și cu un grad de siguranță foarte ridicat pentru cetățeni. La nivelul Parlamentului European, hunedoreanul Iuliu Winkler este, printre altele, vicepreședinte al Comisiei pentru Comerț Internațional, membru în Delegația pentru Relațiile cu China sau membru supleant în Comisia Specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul UE, inclusiv privind dezinformarea.